Bună și bine te-am regăsit! În acest video vom rezolva o problemă de geometrie. În figura alăturată este reprezentată podeaua unui balcon. Arcele MQ și NP aparțin cercului de diametru MN, egal 12 cm și fiecare dintre ele are măsura de 60 de grade demonstrează că PQ este egal 6 metri. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Considerăm mijlocul diametrul nostru M, punctul O. Asta înseamnă că O este și centrul cercului, dacă este mijlocul diametrului. P și Q se află pe cerc, dacă ele reprezintă capetele arcelor MQ și NP. Aceste puncte, de fapt, se află pe cerc. Rezultă că MO și ON sunt, de fapt, jumătate, sunt, de fapt, raze egal jumătate din diametrul nostru, 12 supra 2 egal 6 metri, dar și O, Q și OP reprezintă de fapt aceleași raze, pornesc din centrul cercului până într-un punct care se află pe cerc și acestea sunt egale de asemenea tot cu 6 metri. Știm mai departe că MQ și NP sunt arce de măsură 60 de grade. Rezultă că unghiul MOQ este congruent cu NOP atâta timp cât arcele sunt egale și unghiurile uh, la centru care se formează sunt congruente și au măsura egală de 60 de grade, corespunzător uh, măsurii arcelor lor. Asta înseamnă că, mai departe, măsura unghiului QOP este egal cu măsura lui MON minus măsura lui MOQ minus măsura lui NOP practic din jumătate de cerc din acest semicerc dintr-un unghi alungit egal de 180 de grade vom lua cele două bucăți MOQ și NOP prin diferență pentru a afla măsura unghiului QOP. Rezultă că unghiul nostru QOP este egal cu 180 de grade minus 60 de grade minus 60 de grade. Rezultă că unghiul QOP este egal și el cu 60 de grade. Ceea ce înseamnă că în triunghiul format QOP, dacă avem două laturi egale, ele reprezentau razele cercului și erau egale cu 6 metri și unghiul dintre ele egal 60 de grade, acest triunghi este de fapt unul mai mult decât isoscel, este unul echilateral, având și unghiul de 60 de grade. Rezultă că și QP este și el egal cu celelalte două laturi. Asta înseamnă că măsura segmentului QP este egal egală cu 6 metri. Și așa am demonstrat punctul A. Mergem mai departe să vedem care este lungimea conturului podelei. Asta înseamnă că ne trebuie să calculăm perimetrul acestei forme. MNPQ cunoaștem aceste segmente MN și QP, însă ne mai trebuie și lungimea arcului de cerc MQ și lungimea arcului de cerc NP. Este suficient să aflăm unul, deoarece ele sunt congruente, după cum am observat, au aceeași măsură, aceeași deschizătura a unghiului, dacă vreți așa. Haideți să vedem pentru a calcula lungimea uh, lungimea arcului unui cerc am spus că lungimea lui MQ e egală cu lungimea lui NP. Și după formulă este egal cu PR înmulțit cu unghiul MOQ MOQ, adică unghiul care uh, deschide acest arc de cerc totul supra 180 de grade. Înlocuind, este egal cu pi înmulțit cu 6, cât era raza noastră, înmulțit cu 60 de grade, unghiul la centru, totul supra 180. Vom simplifica și obținem că lungimea arcului de cerc este egală cu, cu 2 pi. Înseamnă că atât MQ cât și NP au lungimea de 2 Pi. În momentul acesta putem să adunăm cele patru segmente. Dacă vrem să spunem așa, impropriu MQ este un arc de cerc. Segmente pe figura noastră. Două segmente și două arce de cerc. Să adunăm valorile lor pentru a vedea care este lungimea împrejmuirii figurii noastre. Deci, perimetrul lui pe este MN plus lungimea arcului NP plus QP plus lungimea arcului MQ și este egal cu 12 plus 2P plus 6 plus din nou 2P. Este egal cu 12 cu 6, 18 plus 4P metri. Aceasta a fost Rezolvarea, rezolvarea integrală pe foaia de testare a acestei probleme de geometrie, trebuie să aplică să știm teoria și să aplicăm corect în, în problemă. Sper că a fost pe înțelesul tău. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apreciezi acest video și până data viitoare îți urez spor la teme. 帮